Un grup de 9 elevi de la Grup Școlar Industrial din Deji au participat la un schimb de experiență în Italia. În cadrul proiectului Să creăm o școală europeană a viitorului, elevii au avut prilejul să lucreze alături de alți elevi din Germania, Turcia, Italia și Spania. Proiectul multilateral Comenius este finanțat de Comisia Europeană și se desfășoară pe durata 2 ani de zile în 4 etape. În cadrul primei etape, elevii de la Grup Școlar Industrial Deji au fost plecați în Parma, Italia. Cred că scopul principal este ca să determinăm elevii să comunice într-o limbă străină și să interacționeze cu alți elevi de vârsta lor. Am avut de realizat un proiect care un proiect Școala Viitorului, cum ne imaginăm noi copiii. Și am lucrat în mai multe grupe, fiecare grupă fiind formată din mai mulți elevi în fiecare nație. Eu, de exemplu, am avut de făcut împreună cu colegi italieni, germani și spanioli, am avut de făcut sistemul electronic, 4 concepte. Cum îți imaginezi tu școala în viitor? Eu școala în viitor mi-o imaginez sub o formă de stea, fiind la design exterior. În prima fază am plecat de aici cu o machetă 3D, să zic așa, făcută în soft a întregii școli de la noi, iar acolo am creat, folosind hârtia și creioanele și așa mai departe, un desen la viitoarea școală, care eu am conceput-o sub o formă de stea. Elevii au fost bine pregătiți, s-au distrat și au vizitat diverse obiective turistice, dar au și muncit din greu pentru a face cinste școlii la care învață.